Și în acest an, Primăria Municipiului Călăraș organizează Ziua Marinei, joi 15 august, în Parcul Central pe malul Borcei, dar și pe Plaja Mare și Plaja Podu 4. Ziua Marinei va începe prin oficierea slujbei de către Preasfințitul Vicențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Volna, la ora 8. După terminarea slujbei religioase, soborul de preoți se va deplasa de la ora 10 la Crucea Marinarilor din Parcul Central, unde va oficia o slujbă de pomenire și vor fi depuse coroane de flori. Activitățile în Parcul Central vor începe cu ora 10:30, cu un program artistic oferit de ansamblurile participante la Festivalul Internațional de Folclor Hora Mare, organizat de Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș. Între orele 11:30 și 13:00 se vor desfășura activități specifice, după cum urmează: parada navelor, desene pe asfalt, atelier de pictură pentru copii, concurs de bărci cu rame, concurs ambarcațiuni caia canoe și canotaj, concurs de not și concursul de prindere a rațelor. Jocurile distractive pentru adulți și copii se vor desfășura între orele 16 și 18 pe Plaja Mare și Plaja Podu 4.